Bună, salut! Așa, salut! Și Ionuț pe aici! Curățim încălțămintea? Hei, de ce stăm atunci? Îmbrăcăm costumele și mergem la munte! Pregătiți și plecăm! Lasă-ne urs! Știi, place bradul? Unde-i bradul? Acolo! Acolo este! Hai la el! Unde suntem? În Sibiu! Ei, noapte bună! Noapte bună! Iar acum ne punem centurele, ne pregătim bogojele și să mergem la drum! Eu la fel sunt pregătit! Căruciorul Melisei! Hei! Căruciorul Mihaielei! Ce, tati? S-a descărcat? Da, să luăm anușica, să îmbrăcăm și dăm mâncare. Nu doar noi vrem să mâncăm, dar și mașina la fel. Și Melisa, am ajuns? Da. Hei, toți sunt aici. Hai, unde ești? Cinică, hai să urcăm. În sfârșit, obosiți, dar am ajuns. Ne-am întors acasă. Ne-am întors acasă, da, Matei? Am uitat niște acte. Oho! Ionuț cu valiza? Da. Cum ești, Melisa? Bine. Bravo! Venim, venim! Aici este camera lui Mircea și Melisei. Aici e camera lui Mircea și Melisei? Wow! Hai să vedem! Și ce am găsit la voi în cameră? Wow! Telefon! Telefon din ăsta vechi! Mai avem o cameră. Ta-dam! Și aici am ajuns. Și... camera copiilor. Camera, wow! Camera copiilor! Oh, ai scări! La etaj! Superb! Aici sunt baterile! Ei, noapte bună! Noapte bună! Unde sunteți voi? În ce oraș? În Sibiu! Vă aduc pijamaua și la culcare. Mami, fii atentă că copiii noștri s-au ales o cameră care este chiar la intrare în hotel. O să fie cel mai mare peisajul aici și chiar pe strada pietonală, mami. Într-adevăr, se văd toate steagurile. Chiar este, suntem sub intrare, da? Da. Camera lor este la intrare în hotel. Și Mihaela aici cu noi, da? Păi uite, Mihaela! Te duci cu mami și cu tati? Cine vorbește acolo? Cine vorbește cu noi? Spune salut! Așa! Salut! Și apăsați pe un like! Așa? Ce este de frumoase! Ce drăguțe! Și bravo! Cea mai drăgălașă este Mihaela, da! He-he-he! Salut! Spune noapte bună! Pa, pa! Ne vedem mâine dimineață! Doar vă rămâneți pe vlog! Să urmăriți până la final! Bună dimineața! Mihaela doarme! Ia priviți! Ce drăgălașă este! Voi nu uitați să apăsați pe like și mergem să trezim copiii, tati. Va fi mai dificil pentru că mergem la mâncare, după asta la pârtie și apoi la săniuș. După asta vom merge la culcare, că este somn foarte, foarte mult. Am ajuns foarte târziu din motivul pentru că ne-am întors înapoi acasă după acte și iarăși am revenit. Tati, tu nu ai spus că am fost nevoit să ne întoarcem înapoi?
distanță de o oră de casă. După aia, iarăși am revenit. Suntem încă obosiți de la drum. Am venit o seară foarte târziu aici. Și Mihaela doarme, tati face un duș. Mergem să mâncăm și după aia la pârtie, la săneuș. Iată acolo doarme Mihaela. Bunica, frumusica, mica. O face drăgălată. Guguța. Iar tu, dacă vrei să continuăm să o mai arătăm pe Mihaela cât mai des, abonează-te la acest canal și apasă pe like la toate filmulețele noastre. Susține-ne! Iar acum sunt mâncați și am plecat la mâncare! La micul dejun! Da, tati. Cea mai greu va fi să-i trezim pe Melissa, Mircea și Matei. Eu nu sunt noi. Este de prins cu trezirea de dimineață. Mai puțin Melissa și cu Mircea. Am luat fata și am plecat. Suntem mari, nu încăpem în ușă. Tati, măștele și am plecat. Ce, tati? Aici doar Melissa și cu Mircea. Cheia este la noi. Hai să vedem ce fac ei. Am încercat să-i sunăm dimineața. Nici o șansă. Hai el aici. Așa. Hai să vedem ce fac copilașii, drăgălașii. Ei, bună dimineața. Bună dimineața. Ce mai, mâncăm fără ei? Da. Mă, sau mâncăm și pentru ei. Mătiașu, mergi cu Sania. Matei. Cu Cătării, mergi cu Sania. Eu ce-am zis, Mircea, că de obicei se trezește. Matei. Matei, mergi cu mami, cu Sania și cu tate. Melissa, mergi cu Sania. Iliușca. Cum ați dormit? Foarte bine. Foarte bine. Elisa, bună dimineața. Elisa, bună dimineața. Elisa s-a trezit, dar că nu are pieptene și mă duc să-l aduc la noi în cameră. Ce, tati, ai adus pieptenele? Da. De ce nu? Și Mihaela se trezește. Nu plângem, nu plângem. Cum ești, Matei? Bine. Melissa s-a pieptănat? Da. Greu te-ai trezit, Melissa? Mănâncă Mihaela și mergem și noi. Băieții deja au plecat. Hai, Melissa. Și să mergem. Mihaela plânge. Melissa, ai chemat liftul? Da. Suntem în lift. Și coborâm la parter. Mihaela un pic s-a liniștit. Plecăm să mâncăm și... Hai, Melissa! Bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț! Cum ai dormit? Bine! Vrei mâncare? Hai, mănâncă! Scoate și zieta! Așa! Foarte bune! Și Matei mănâncă! E gustos? Da? Bravo! Mircea, poftă bună! Mulțumesc! Angelica, poftă bună! Mulțumesc! Ți-ai pus și paste, și ou, și castraviete. Aici sunt așa pastele. Dar cu ce sunt ele, Melissa, pastele? Cu niște frunze. Din ce? Mentă. Tati, trebuie să fie nu mintă. Ce e mintă? Trebuie să fie sau pătrunjel sau nu știu ce, brucola. Parcă e urzică. Urzică, ou, și mai bun. Eu mănâncă omletă. Am mâncat omletă aici. Așa. Și suc de portocale. Ajungi. Mi-am luat mie suc din piersic. Vrei piersic? Da, nu vrei. Portocale. Ionuț. Nu am vrut să mănânci cereale. Și mănâncă croissant, dar. Poftă bune! Mulțumim, mare! Hei, toți sunt aici. Și Matei. Și Mihaela. Și au niște pânică, copiii nu au luat. Să vedem ce poate mânca mami. Wow, ce bunătăți! Super! Și salată!
Îmi iau niște brânză tare. Și din asta. Și niște măsline. Să vedem, ce bunătăți! Hai că vă rog, bucată de carne. Și gârnăciu. Iată și pentru mami. Și la masă. Poftă bună și mami. Și vouă. Să luăm și o cafea. Așa, mami va alege suc de piersici, probabil. Așa. Punem suc și prăjituri, croissant. O, mami își va lua pâine cu majun și miere. Tati, dar astea nu sunt paste, sunt găluște. Da, da. Foarte delicioase. Melissa, ai încercat? Ai gustat? Da. Tati, uite ce am găsit aici. Ceai de tei. Ce-ți place ție? Da. Îl servesc cu mare plăcere. Melissa, te căutam. Ai venit aici? Da. Îmi scriești tablouri? Sunt multe tablouri frumoase. Da? E frumos aici. Melissa, vin tâncă să scriați tablouri. Da, sunt foarte frumoase. Vai. Și... Mati! Pun mic popas și după asta... Mai în bate! Levântică, da, corect. Și Ionuț pe aici. Curățim încălțămintea? Da. Așa. Hei, de ce stăm atunci? Îmbrăcăm costumele și mergem la munte. Mami, dar până a plecat la munte, să dormim un pic. Mi-e somn. Eu zic să lăsăm pe tate aici și noi să plecăm. Merg și eu. Cu toată echipa să mergem la munte. Haideți să îmbrăcăm și pe mine. Tot timpul spun în loc de Mihaela, Melissa. Să îmbrăcăm pe Mihaela și mergem afară la răcoare. Pregătiți și plecăm. Lasă-ne uși. Și plecăm. Am ajuns în centrul Sibiului. Am găsit un brad foarte mare. Mami, am ajuns în Piața Mare din Sibiu. Când deja se strânge târgul de Crăciun. Hei, chiar! Înțeleg cum se strânge. Dar a rămas bradul și patinoarul. Ho-ho-ho, super! Uite și patinoarul e liber. Vă place bradul de aici? Da. Și lui Mihaela îi place? Știi, îți place bradul? Unde-i bradul? Acolo! Acolo este! Hai la el! Cum e bradul? Îți place? Cine aici? Cine aici? Băieții și un brad! Wow! Băi, joacă te pui! Să-ți vezi numai globurile! Unde suntem? În Sibiu! Matei, ești entuziasmat! Îi place? Wow, prima post reacție! Patinoarul de aici, din Sibiu. Și apropo, e libertate, așa că poate că simtim. Și vedem și aici. Știi că se învață? Wow, super! Pentru noi, tati, cred că va trebui vreo 7 bucăți. Delfin din aștia. Melissa, te descurci fără el? Cred că da, pentru că mi se pare că e la fel ca și pe role. Da, dar căpirolul este un pic diferit. Un pic. Cu balansarea. Să-ți schimbi, să-ți menții echilibru. Da. Mati, eu privește la casă acolo pe acoperiș, parcă sunt ochi. Da, într-adevăr, parcă ar fi niște ochi acolo. Și aici, aici mai mult seamănă. Și aici este strada pietonală. Da. Unde circul doar oamenii, fără mașini. E foarte safe. Certificatul verde. Nu, aici este pentru mașini. Da. Să treacă încolo. Aici e zona pietonală. Da. Și nu ai voie doar cu acces limitat. Da, mașini speciale. Hai, mergem. E foarte frumos Sibiul. Noi am fost de foarte multe ori aici.
Dar cu toți 7 pentru prima dată. Și acesta este hotelul nostru. El acolo este geamul de la camera Melisei. Și al lui Mircea este aici chiar. Da. Și al nostru. Da, mami, noi suntem în partea cealaltă. Ah, da, în partea cealaltă. Da. Voi cei din Sibiu, când ați fost pe podul minciunilor, dacă ați pus o minciună, ce face podul? Tremură sau ce face?